O tânără în vârstă de 21 de ani a fost accidentată pe trecerea de pietoni la Timișoara. Victima a fost transportată de urgență la spital. Un bărbat în vârstă de 43 de ani a condus un autoturism pe strada Nicu Filipescu dinspre bulevardul Tacheonescu înspre bulevardul Revoluției din 1989, iar la un moment dat a surprins și accidentat o tânără în vârstă de 21 de ani, angajată în trecerea drumului public prin loc marcat și semnalizat corespunzător. În urma impactului are Rezultat rănirea pietonului în vârstă de 21 de ani, tânăra a fost transportată la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale, în cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, transmit reprezentanții IPJ Timiș.